Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile, să stați în prezența Domnului cu bucurie, cu bucuria unor viteji care sunt împreună cu împăratul lor. Ne bucurăm de această zi frumoasă, de părtășia cu sfinții, cu Domnul, cu regele nostru scump și drag, cu Cel care are toată puterea și în cer și pe pământ, cu Cel care ne întărește în ziua necazului și ne bucură în ziua sărbătorii. Dumnezeu să fie binecuvântat! Vorbeam cu un frate mai devreme și îi spuneam că viața este ca un album cu poze. Și fiecare zi din viață te găsește la o anumită pagină și răsfoindu-l nu știi ce urmează, așa este viața. Poate când dai pagina vezi ceva foarte diferit de ce era cu o pagină în urmă. La fel este viața. Mâine va fi o nouă pagină pentru noi. Nu știm cum va fi pentru fiecare, dar știm că Domnul va fi prezent în pagina aceea. De aceea suntem aici ca să ne întărim această încredere că Dumnezeu este cu noi. În fiecare zi, indiferent de cum arată ziua aceea, orice zi este frumoasă atunci când o petreci cu Dumnezeu. Există frumusețe în frumusețe, în sărbătoare, în bucurie, există frumusețe în suferință, în necaz. Cu Domnul în lumea aceasta ne desăvârșim, devenim mai aproape de El, mai pricepuți în lucrurile sfinte, ne smerim așa cum ne spunea cuvântul Domnului. Că ce ar folosi unui om dacă nu știe să se smerească lumea întreagă, și toate achizițiile intelectuale, materiale sau de altă natură. Smerenia e un lucru scump și frumos. Smerenia este un lucru spre care trebuie să ne aplecăm. Și cu cât trec anii, cu atât trebuie să facem lucrul acesta mai des și mai îndelung, pentru că ne vine vremea. Sfinții Domnului, vreau să vă aduc aminte de faptul că Biblia vorbește despre mai multe lucruri mari. Biblia vorbește despre marea chemare. Veniți la mine, veniți la mine. Așa ne spune Domnul, toți cei trudiți și împovărați. Matei 11,28. Chemarea aceasta pe care ne-o face stăpânul în primul rând e glorioasă pentru că este cerească. În al doilea rând este generală pentru că e oferită tuturor oamenilor. Și în al treilea rând este generoasă pentru că Dumnezeu nu o regretă atunci când ne oferă. Dincolo de marea chemare este marea alegere. Poarta cea strâmtă, poarta cea largă, calea cea largă și calea cea lată. Aceasta este o alegere și fiecare dintre noi putem alege să nu mai dăm vina pe nimeni și pe nimic. Nu circumstanțele determină alegerile noastre, ci noi înșine le facem. E adevărat, presați de anumite circumstanțe, dar noi suntem responsabili. Noi alegem și Dumnezeu cu noi va vorbi despre alegerile noastre și despre consecințele lor. De asemenea, marea instruire, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Învățați de la mine, lăsați-vă instruiți de mine. Marea împuternicire, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori aici, în regiunea apropiată, în Iudeea, Samaria și până la marginea pământului. Marea trimitere, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Marea poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Câteva lucruri mari, ne oprim la una dintre ele, marea instruire, luați jugul meu. Fiecare muritor are un model în viață, un model de la care învață și un scop pe care îl urmează, pentru care trăiește. Mulți oameni îl au drept model pe Domnul Iisus și învață de la El, pentru că El a spus, învățați de la mine. Când El a făcut această chemare, această afirmație la ucenicie, El a știut ce spune. El a știut de ce are sufletul nostru nevoie. De-a lungul vieții mele și eu, ca și dumneavoastră, am învățat de la mulți. Am învățat să fumez de la unul dintre colegii mei mai mari care rămăsese repetent câțiva ani. Am învățat să fac alte și alte și alte lucruri. Am învățat și lucruri bune. Am învățat câte ceva dintr-o meserie sau din alta, de la cineva care era mai priceput. Mă cheamă și Iisus în călătoria asta scurtă și plină de necazuri. Și îmi face și El o propunere cu caracter etern și îmi spune, n-ai vrea să înveți și de la mine ceva ce o să-ți rămână pentru restul veșniciei?
Vino să-mi vezi de la mine, spune Hristos. Spune lămurit, spune apăsat, spune cu dragoste, spune cu bucurie și spune fără să-i pară rău, spune cu generozitate. Privind la chemarea aceasta spre instruire, aș vrea să vorbesc un pic despre marea instruire și să subliniez câteva aspecte în timpul pe care îl avem la dispoziție. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre faptul că unirea cu instructorul este un eveniment. Luați jugul meu. Evenimentul unirii cu instructorul Iisus Hristos. Luați jugul meu. Această condiție presupune să fii cu Iisus. Să fii unit cu El și să fii în prezența Lui. Nu poți fi învățat de El dacă nu ești în prezența Lui, dacă nu ești cu El. Această unire cu El este comparată cu un jug. În vremea de atunci făcea mai mult sens decât pentru copiii noștri. Jugul acesta este un dispozitiv care se pune pe gâtul, pe grumazul la două animale, cu care mai de mult oamenii lucrau pământul, îl arau, spre exemplu. Când un bou mai tânăr era învățat să are, întotdeauna era pus în jug cu un bou mai experimentat. Boul tânăr era determinat să meargă în aceeași direcție și cu aceeași viteză, ajutat de mai experimentatul de lângă el. Jugul acela era folosit pentru ca să-i țină împreună, să-i țină uniți și să facă același lucru. Aceasta înseamnă să luăm jugul lui Iisus Hristos, să fim cu El, dar acesta este un eveniment care ne cheamă să fim în unitate cu El. Jugul reprezintă simbolul robiei. Citesc din Scriptură. În Împărați 12:4, tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum tu ușurează această robie aspră și jugul greu care l-a pus peste noi și îți vom sluji. Sau de mult ți-a sfărâmat jugul, ți-a rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob, Ieremia 2:20 sau Ieremia 27:11. Fiecare om poartă un jug, fie că recunoaște sau nu. Spunea Pavel în Roman 6:16 următoarele cuvinte, nu știți că dacă vă dați rob cuiva de care ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire? Și 2 Petru 2:19, căci fiecare este robul lucrului de care este robit, prins în jug. Dragii mei, din punct de vedere spiritual sunt trei juguri. Este jugul păcatului, este jugul diavolului, este un jug al robiei, al asupririi, al animalizării. Jugul diavolului îl pune pe om împreună cu diavolul. Și diavolul învață să păcătuiască și îl învață așa de bine până acolo, încât omul nu mai are nici cea mai mică remușcare emoțională sau regret rațional. Își găsește plăcerea, ajunge sadic, fără milă. Este controlat de niște automatisme comportamentale de-a dreptul abominale, păcătoase. Te uiți la el și te miri cum își poate permite să gândească, să vorbească și să acționeze în maniera asta. Sunt oameni a cărui conștiință pur și simplu este sub călcâiul diavolului. Există un jug al diavolului care dezumanizează. Vă veți mira când întâlniți astfel de oameni. Vă veți mira de prioritățile lor, de convingerile lor, de apucăturile lor. E un jug. Sunt prinși într-un mecanism, într-un sistem. Nu mai pot ieși. A fost un eveniment când s-au dus acolo. Și este un proces trist al derulării vieții lor. Există un jug al legii pe lângă jugul diavolului. Standardul lui Dumnezeu care descopere păcatul și neputința umană. De fapt, la jugul acesta se referă Scriptura în contextul în care este scris versetul 29, la jugul legii. Este un jug al lui Hristos, pe care el prezintă ca pe un ideal. Și acest jug al lui Hristos este sfințenia. Dacă jugul diavolului e păcatul, dacă jugul legii este auto-îndreptățirea și meritele personale, formalismul, jugul lui Hristos este sfințenia atribuită în numele jertfei lui de la Golgota. O sfințenie pe care ai primit-o într-o seară când ai ridicat mâna la o evangelizare. Așa cum a fost situația mea. Am primit ceva la care Fiul lui Dumnezeu cu 2000 de ani în urmă a lucrat plângând și plin de sânge. Doar am ridicat mâna și am ieșit în față pentru că nici nu știam prea bine ce fac. Pastorul m-a chemat și mi-a spus, dacă vrei să fii mântuit, vino aici.
Am vrut să fiu mântuit. Aveam conștiința apăsată de păcatele mele. Un om ignorant în lucrurile sfinte, însă priceput în religia ortodoxă în care eu am fost 21 de ani, născându-mă în cultul acesta. Însă am primit ceva ce mi-a dat Dumnezeu, ce mi-a atribuit El în meritele sale. Aceasta este sfințenia pe care ți-o dă jugul lui Iisus Hristos. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăbită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de zlobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu, spune Pavel în Romani 8. Este într-adevăr bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, spunea Ieremia în Plângeri, în capitolul 3, versetul 23. Este bine pentru un om să poarte în tinerețea lui un jug. Pe-al cui? Pe-al diavolului? Care dintre dumneavoastră vă simțiți confortabil să vă vedeți copilul că înnoată în păcat? Că își permite un mod de viață atât de păcătos, încât vă gândiți cu groază la faptul că va veni Dumnezeu să-l pedepsească? Care dintre dumneavoastră vă găsiți plăcerea când vă vedeți un copil prins în auto-îndreptățirea unei religii, unde crede că dacă face nu știu ce sau nu știu ce, Dumnezeu va fi obligat să-l ierte? Însă câți dintre dumneavoastră nu v-ați da și haina să vă vedeți copilul cum primește îndreptățirea lui Iisus Hristos prin pocăință și credință, cum se smerește prăbușindu-se la cruce în fața celui care e Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților? Un copil cu care nu mai poți vorbi, care nu te mai ascultă, care nu mai are ureche pentru tine, care nu mai are inimă pentru sfaturile tale, care e sătul până peste cap de tot sistemul acesta pedagogic la care l-a expus o viață întreagă și se pare pentru o vreme că este degeaba. Dragii mei, există un eveniment al unirii cu instructorul și evenimentul acela este momentul când un om se hotărăște să meargă la el și să accepte jugul lui, să fie prins cu Iisus Hristos, să iasă din auto-îndreptățirea pe care ți-o dă formalismul legii, tradiționalismul și pur și simplu să primești în dar iertare pentru toate păcatele. Urmează nopți liniștite, urmează zile frumoase, urmează peisaje în color și urmează o nădejde care pur și simplu te ridică într-o dimensiune în care n-ai mai fost niciodată. Urmează să te rogi cu lacrimi, să citești cu bucurie, să te întâlnești cu oameni care împărtășesc modul acesta de viață și să vorbești cu ei, uitând că timpul trece. Urmează să vii la cina Domnului și să întinzi mâna înspre bucățica aceea de azimă, în care un alt om care nu-L cunoaște pe Hristos vede doar un dumicat de pâine nedospită și în ea să-ți imaginezi o bucată din trupul Domnului care a fost bătută cu biciu și perforată de cuie pentru ca tu să fii copilul lui Dumnezeu, pentru ca tu să ai în buzunar un license, un permis de a intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru ca în dreptul tău să fie o mână străpunsă cu cicatrice care te protejează ziua și noaptea. Acesta este jugul lui Iisus Hristos, sfințenia pe care ți-o atribuie El, scăpându-te de formalismul și de auto-îndreptățirea legii. Însă dincolo de evenimentul acesta care ne aduce în prezența Lui să fim cu El, există un proces al devenirii ca instructorul. Dragii mei, foarte mulți oameni sunt uniți cu Iisus, dar nu devin niciodată ca Iisus. Acesta este secretul falimentului spiritual al celor mai mulți oameni, cu Iisus, dar diferit de El. Spunea Hristos într-o zi unor oameni care au fost cu El, dar diferiți de El, următoarele cuvinte: depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege, acum sunteți cu mine, plecați de aici. Sunteți cu mine, dar nu sunteți ca mine. Veniți la mine să vă dau pâine, să vă dau vindecare, să vă dau iertare, să vă dau tot felul de lucruri. Știți că în prezența mea găsiți lucruri pe care nu le mai găsiți în altă parte. Dar scopul vostru nu este să deveniți ca mine. Într-un proces, voi veniți într-un eveniment și spuneți: Doamne, și urmează o listă lungă de cereri, vreau pătrunjel, vreau cartofi, vreau ceapă, vreau carne, vreau brânză, vreau, am venit la tine să fiu cu tine pentru că vreau să-mi fac cumpărăturile, dar n-am de gând să rămân aici, nu vreau să devin ca tine, vreau să fiu cu tine până mi se rezolvă problema. Vreau să fiu cu tine până mi se rezolvă problema, dar n-am de gând să devin ca tine. Nu mă interesează cum vorbești tu, eu am stilul meu de a vorbi.
Nu mă interesează cum pui tu problema, eu am stilul meu de a pune problema. Nu mă interesează maniera ta de a iubi, încât oamenii spune că e slab. Eu am stilul meu de a mă impune, Doamne, nu mă las călcat în picioare de ei. Nu mă interesează că tu ierți, Doamne, necondiționat. Eu nu iert necondiționat, că nu vreau să-i dau ocazia altă dată să mă calce în picioare și să creadă că sunt. Nu! Vreau să-i demonstrez că atunci când are de-a face cu mine, cu mine nu-i merge. Cel puțin la vârsta asta nu-i merge. Să fii cu Iisus pentru că ai interes, dar să nu fii ca El. Să fii cu Iisus te cheamă o zi, te cheamă un necaz. Să fii ca El te cheamă o viață, o viață în care semnezi că îți pierzi dreptul de a hotărâ, o viață în care semnezi că îți pierzi dreptul de a alege, o viață în care îi spui, da, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, dacă mă trimiți, mă duc, dacă mă chemi, vin, dacă îmi poruncești, yes, sir, sunt aici la dispoziția Ta. Să fii ca Iisus este un proces care te angajează, este ceva pentru restul vieții. Să fii cu Iisus este un eveniment în care te unești cu El pentru realizarea unui scop. Privind în Scriptură, observați următorul lucru. Cu El erau mulțimile de oameni care îl înconjurau, dar nu erau ca El. Sunteți de acord? Cu El erau mulțimile care căutau pâine și minuni, dar niciodată nu și-au propus să fie ca El. Cu El erau cei 70, însă când li s-a propus să fie ca El, să devină ca El, s-au speriat, au fost indignați și au spus, vorbirea asta este prea de tot, și au plecat. Au fost cu El, dar niciodată ca El. Cu El erau cei 12 și până n-au devenit ca El, au fost avertizați de multe ori. Despre ce vă certați pe drum, îi întreabă Domnul. Și multe alte avertizmente care demonstrau că încă ei nu erau ca El, ci doar cu El. E ușor să fii cu Domnul. Însă să fii ca Domnul înseamnă un angajament care pur și simplu te face subordonatul Lui, robul Lui, tovarășul Lui, prietenul Lui, copilul Lui, cel care îl urmează pe El. Încotro merge El, te duci și tu. Societatea aceasta merge în direcția opusă, dacă o iubești, vei merge cu ea. Societatea aceasta îți oferă plăcere, Hristos îți oferă viață veșnică, îți oferă o prietenie fără infidelitate. Dacă ți-a promis că te va binecuvânta, te va binecuvânta, trebuie doar să te încrezi în El. Zilele trecute m-a sunat cineva, știind că trec prin încercarea de care dumneavoastră aveți cunoștință. Și mi-a spus următorul lucru, vreau să spun o întâmplare. Eram într-un avion mai mic, și am văzut un grup de oameni care au sărit cu parașuta de la o înălțime foarte mare. Și când i-am văzut, nedeschizându-și încă parașuta pentru că era distanța foarte mare și se bucurau de căderea aceea liberă, Domnul mi-a vorbit în minte și mi-a spus următoarele cuvinte. Îi vezi? Fiecare dintre ei se încred într-o bucată de pânză de 2x2. Și tu nu te încrezi în Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. Fiecare dintre parașutiștii aceia au încredere în bucata aceea de pânză din care poți să-ți faci 2 sau 3 costume. Și tu nu te încrezi în Domnul care a făcut toate lucrurile și care poate să-ți vină în ajutor. Mi-a plăcut comparația aceasta, este sublimă, este frumoasă. Și am zis atunci, Doamne, este adevărat, ne încredem în frâna de la mașină, ne încredem în accelerația de la mașină, ne încredem în telecomanda de la mașină, când apăsăm să se blocheze mașina, nici nu ne mai uităm dacă s-a blocat ușile, pur și simplu plecăm crezând că s-au blocat, că doar, de-aia am dat atâția bani pe o mașinărie de-asta cu butoane. Și când ne rugăm lui Dumnezeu, un Dumnezeu la care nici cât un fir de praf nu este pânza de la parașută și telecomanda de la mașină. Uneori avem rezerve dacă cumva ne-o asculta sau nu, o sări în ajutorul nostru sau nu. Dragii mei, să fii cu El este una, să fii ca El este alta.
Domnul s-a mirat de Filip, că este de 3 ani și jumătate cu el, dar nu este ca el și nu-l cunoaște. Și Domnul îi spune, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu mă cunoști, de atâta timp ești cu mine, dar nu ești ca mine, nu gândești ca mine, nu pui problema ca mine, pui problema ca un om care nu m-ai întâlnit niciodată, dar de 3 ani și jumătate ești cu mine, omule. La ce ai folosit anii de când ești cu Domnul, dacă nu ești ca Domnul? Învățați de la mine, spune Hristos. Ideea de bază a acestor lucruri mari este următoarea. Veniți la mine, este pentru cei trudiți și împovărați. Veniți după mine, este pentru cei mântuiți și răscumpărați. Marcu 1:17. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, este pentru cei instruiți și împuterniciți. Uneori, faptul că suntem în prezența Domnului Iisus Hristos, în mod greșit, ne face să credem că tot ceea ce trebuie să facem este să fim cu El. Să nu vă supărați, dar și Iuda a fost cu El. Știți care a fost problema lui Iuda? N-a fost ca el. A avut o altă iubire, a avut o altă prioritate, a avut alte convingeri, a avut alte doruri. A fost cu el. 3 ani și jumătate a stat lipit de el. A fost omul de încredere al grupului, fiindcă purta punga cu bani. Și pentru că n-a fost ca el, e posibil să fii cu el și să nu fii ca el. Sunt zeci de exemple în Scriptură oamenii lui Dumnezeu. Riscul pentru noi să fim cu El e maxim, șansa să fim ca El e maximă, dar și minimă în același timp, pentru că e o chestiune de alegere, de perseverență, de maturitate, de responsabilitate și de scop. Te poți aluneca în religiozitate, în formalism, în automulțumire, dându-te mari cu realizări financiare, intelectuale, profesionale, părându-ți-se grozav, privindu-i pe alții cu inferioritate, poate chiar cu dispreț. Ascultați-mă, succesul unei vieți este umilința, este smerenia, este dragostea de frați, este disponibilitatea pentru Domnul, este iertarea aproapelui. Cine nu ajunge aici, nu poate pretinde că este ca el, că el o viață întreagă pe pământ așa a fost. Învățați de la mine, ne spune Domnul. Instruirea de care vorbește Domnul ne cheamă la un stil de viață ceresc, nu la o religie. Nu de la o biserică la alta, de la o denominație la alta. Instruirea aceasta are în vedere următoarele lucruri. Vă aduceți aminte ce a spus el? Eu sunt blând și smerit cu inima. Dragii mei, Domnul este blând și cine este ca el, cine învață să fie ca el, nu poate fi altfel. Ascultați cuvântul care spune, eu sunt blând și smerit cu inima. Unii dintre noi avem un temperament coleric, adică predispuși înspre nervi, oameni iuți. Oamenii aceștia au mari probleme cu mânia și cu nervii. Pentru ei a deveni blânzi este o mare performanță. Nu aceasta este problema flegmaticilor și melancolicilor, care stau bine cu blândețea, dar au probleme de alt gen, pe care nu vreau să le comentez acum, că nu este subiectul pe care eu îl tratez. Însă mă adresez celor care sunt colerici și poate chiar sangvinici, și vreau să vă spun următorul lucru. Trebuie neapărat să vă schimbați, să spui că așa sunt eu, așa a spus și Iuda, așa sunt eu trădător de felul meu. Așa sunt eu infidel de felul meu. Așa sunt eu vânzător de felul meu. Așa sunt eu să pun mâna pe 30 de arginți de felul meu. Ascultă-mă, scuza aceasta nu folosește la nimic. Să fii ca Iisus este obligatoriu, este indispensabil, nu este doar necesar. Spunea cuvântul despre asta următoarele versete. Iată împăratul tău vine la tine blând, călare pe un măgar. Vă imaginați un împărat care călărește un măgar? Cine a mai văzut un împărat pe măgar? Nici Decebal, că a fost rege peste o țărișoară bătută de toți, n-a avut măgar. Împărații au cai, dacă îmi permiteți un cuvânt mai sofisticat din limba română, bidivii. Nu cu măgarul. Cu măgarul merg văduvele. Și orfanii, și săracii, nu împărații. Intenționat a luat un măgar, pentru ca să pună în evidență smerenia și blândețea care îl caracterizează. Credeți dumneavoastră că numai smerenia și blândețea a avut-o ca să ne învețe? Nu ne-ar fi putut învăța care e compoziția soarelui? Ba da! Nu ne-ar fi putut învăța câte stele sunt pe cer? Ba da! Nu ne-ar fi putut învăța cât face 1 miliard
L-a pătrat? Ba da! Nu ne-ar fi putut învăța... Exemplele pot continua? Ba da! Uitați-vă și dumneavoastră ce s-a găsit să ne învețe! Învățați de la mine să fiți blânzi și să fiți smeriți. Poftim! Dar de asta avem nevoie! Păi nu, noi trebuie să fim inteligenți, puternici, interesanți, influenți! Nu blânzi și smeriți! În societatea cotidiană, ce faci cu blândețea și smerenia? Cine o apreciază? Bunica? Numai bunica o apreciază. Ea zice, mânca la mama ce blând și smerit e. Dar cu bunica stai 5 minute când îi spui, bine te-am găsit, ce mai faci? Bun, la revedere, mă grăbesc. Blând și smerit cu inima. Ți-ai pus în cap în ultimul timp să fii blând? Îți trece cumva prin minte treaba asta? Face parte din lista de rugăciune? Ți-ai propus vreodată să fii blând cu tovarășul, cu copiii, cu oamenii ăștia care îți greșesc când într-un fel, când în altul? Smerit, să vorbești de pe o poziție de modestie, să fie, dar să acoperi, să nu vadă nimeni, să vadă alții, dar tu să nu zici nimic, să le lași acolo, să le descopere, cine vrea să le descopere, dar să nu faci caz de nimic, de nimic. Spunea Scriptura să nu fie bețiv, bătăuș și așa mai departe, ci să fie blând, nu certăreț, blând. V-ați întrebat vreodată dacă ați ajuns în zona la ceea ce Hristos a venit pe pământ ca să ne învețe? Aveți în mintea dumneavoastră o înțelegere a cuvântului blând? Și robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe, ci să fie blând, 2 Timotei 2,24. Să fie om ascuns al inimii cu un duh blând și liniștit, 1 Petru 3,4. Înțelepciunea care vine de sus este pașnică și blândă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. E cineva care te cunoaște ca pe un om blând sau ca pe o persoană recalcitrantă, agresivă, căruia nu-i pot spune nimic, că imediat a sărit capsa? Crezi că Iisus n-a știut ce ar trebui să te învețe? Ba da, putea să te învețe să lucrezi la computer cum nu știe nimeni. Și specialiștii ăștia să fie mici copii. Dar a venit să te învețe ceva de care depinde veșnicia dumitale. Nu doar performanța dumitale. El a venit să ne învețe să fim blânzi și a venit să ne învețe să fim smeriți. Cât de smeriți ca El, cât de blânzi ca El, nu cu El doar. Cu El sunt mulți, de aceea le va spune jumate da, jumate nu. 5 da, 5 nu, 1 da, 1 nu, 1 da, 1 nu. De aceea, cu El sunt mulți, că interesele sunt multe și obiceiurile și tradițiile sunt multe. Să fim smeriți ca Iisus. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, căci oricine se înalță va fi smerit. La înfățișare a fost găsit ca om, dar s-a smerit și s-a făcut ascultător. În smerenie există ascultare. Genul ăsta de viață revoluționară și împotrivitoare și nemulțumitoare și agresivă și tot timpul recalcitrantă, permiteți-mi să vă spun că nu este caracteristică lui. El s-a făcut ascultător pentru că s-a smerit. Așa a fost Domnul pe care noi vrem să-L urmăm. Și El ne spune, învățați de la mine. Dacă în seara aceasta vrei să te rogi mâine pentru ceva, roagă-te să fii ca El, învață de la El să fii blând, învață de la El să fii smerit. Despre Domnul se mai spune că înainte de orice a fost găsit la înfățișare, a fost găsit ca un om, dar s-a smerit, s-a făcut ascultător. Vreau să vă citesc câteva versete care au schimbat planul lui Dumnezeu prin smerenie. Au schimbat planul lui Dumnezeu prin smerenie. Ascultați-mă, vi le citesc rapid. Spune Domnul, ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi mai aduce nenorocirea peste el în timpul vieții lui. Pentru că ți s-a mișcat inima și pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui care vor ajunge de spaimă și de blestem și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, eu am auzit, zice Domnul. 2 Împărați 22. Și când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel, s-au smerit, nu-i mai nimicesc.
2 Cronici 12. Atunci Ezechia s-a smerit în mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului. Atenție! Și mânia lui Dumnezeu n-a mai venit peste el. De ce? S-a smerit. 2 Cronici 32. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit. Câteva exemple negative. Și nu s-a smerit înaintea Domnului, cum se smerise tatăl său Manase. Și s-a făcut vinovat. El a făcut ce e rău înaintea Domnului și nu s-a smerit înaintea Domnului. Ei nu s-au smerit nici până în ziua de azi, n-au avut frică și nu urmează legea Domnului. Și în încheiere, eu vă spun că mai degrabă, omul acela s-a coborât acasă socotind neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Poporul Domnului, timpul a expirat, un gând scurt, al treilea, evenimentul unirii cu instructorul, procesul devenirii ca instructorul și rezultatele instruirii lui Iisus. Veți găsi odihnă pentru suflet. Odihna pentru trup o primim noaptea în timp ce dormim și ziua în timp ce mâncăm. Psalmistul spunea speriat, nimănui nu-i pasă de sufletul meu, pentru că sufletul primește odihnă doar de la Dumnezeu, prin mântuire și maturizare. Viața cotidiană se derulează la nivelul sufletului prin sentimente, rațiune și voință, care sunt frustrante. Avem remușcări, regrete, care ne conduc la tot felul de boli, la depresii, nu mai avem liniște, nu mai avem pace și ne înșurubăm în așternutul nostru de seara până dimineața, în ciuda faptului că avem tot ce ne trebuie din punct de vedere material. 3 întrebări sau 4. Ai avut un moment când l-ai cunoscut pe marele instructor? 2. Ești implicat într-un proces de a deveni ca el? 3. Ai încredere în competența lui? 4. Ești bucuros de rezultatele pe care le ai? Într-o zi, timpul care ți-a fost acordat se va încheia. Și singurul lucru va conta, singurul lucru care va conta, este dacă ai fost ca el sau nu, nu dacă ai fost cu el. Pentru că a fi cu el e doar mijlocul prin care putem deveni ca el, dar scopul este să devenim ca el și rămânând cu el în timp ce mergem și ne întoarcem. Ne ducem în evangelizare și ne întoarcem în închinare. Ne ducem în evangelizare și ne întoarcem în închinare. Acesta este lucrul la care ne cheamă Domnul. Gândește-te în momentele următoare, dragul meu, care ești un trecător pe scena vieții ca și mine. Gândește-te, ești cu Iisus, dacă nu vino astăzi la El, veniți la mine. Ești ca El, dacă nu, ascultă ce-ți spune El. Învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Vă chem la rugăciune poporului Domnului. Ne ridicăm în picioare și încheiem serviciul divin, rugându-ne lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, fiecare să se roage Domnului în inima Lui. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!